Grupul de polițiști care ieri și-a arătat susținerea pentru guvernul Santu a fost suspendat din funcție astăzi. În direcția lor au dat buzna mai mulți mascați, iar în interior au avut loc verificări. Pe numele lor a fost inițiată o anchetă de serviciu pentru că ar fi încălcat codul deontologic, care spune că poliția este apolitică. În fața direcției și-a făcut apariția și ministrul de interne în guvernul Santu, care s-a îmbrâncit cu mascații, dar și cu șeful IGP pe care l-a demis zilele trecute. Sunt deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Nu te atingi de mine! Nu te atingi de mine, spus! Prin hotărâre de guvern. Ai fost demis din funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție. Te somez să te supui unei hotărâri de guvern emise în conformitate cu Constituția și cadrul normativ al țării. Orice, dar absolut orice, vei face împotriva Constituției și actelor normative, va fi folosit împotriva dumneavoastră. Va fi folosit de către un procuror liber și o justiție corectă. Atunci să o folosească, bine? Să folosească. Momentul a avut loc în fața direcției numărul 6, angajații căreia în ajun au declarat că susțin guvernul condus de Maia Sandu. Astăzi, când au ajuns la serviciu, au văzut că mascații deja se aflau pe loc. Au intrat în clădire, iar la un moment dat, când și presa deja se afla jos, câțiva dintre ei nu au putut să părăsească instituția. Iată așa se procedează, domnule. Când am venit la serviciu, mascați înăuntru, blocat tot, ca pe niște teroriști, ca pe niște persoane care... Cine știe ce am făcut? Suntem eliberați. Ne-au făcut cunoștință cu un ordin care... Am fost obligat să mă escalez din simplu motiv că m-a adus la cunoștință. M-au forțat să mai dau niște explicații unde am refuzat, unde am spus că nu mă conformez ordinilor dumneavoastră. Aldul a ieșit prin geam. Ferească ușa este blocată de către oameni mascați, care ne-a interzis și astăzi să vedem la serviciu, care nu ne permite să ieșim după suspendarea din funcție. Andrei Năstase, care în guvernul Sandu deține funcția de ministru de interne, a criticat dur acțiunile șefului IGP, pe care de altfel l-a demis zilele trecute. Au pătruns în acest sediu prin escaladare sau efracție. Sunt infracțiuni care se pedepsesc conform legii. Cei care au dat ordinul de a intra în această instituție prin efracție sau escaladare, nu știu cum s-a produs, o să ne clarificăm, vor fi anchetați penal și deferiți justiției. Năstase nu a fost lăsat să intre în sediul direcției, iar ușa instituției a fost păzită de 10 de mascați, pentru că în interior se aflau documente cu un conținut secret. Alexandru Pânzare a precizat că pe numele polițiștilor a fost inițiată o anchetă de serviciu după ce 6 angajați ai direcției și-au exprimat public viziunile politice, ceea ce contravine codului deontologic. Ieri ați văzut declarațiile acestor polițiști în legătură cu aceasta. Inspectoratul General al Poliției a inițiat o anchetă de serviciu. Și imediat după aceasta a fost emis un ordin prin care a fost suspendat din funcție. Au fost dați afară pe geam? Nu au fost dați afară. Sau noi avem imagini prin video. Ușă. Efectiv am văzut. Deci este un scenariu construit pe emoții pentru a face un show mediatic, după cum a zis. Grupul de polițiști a fost suspendat din funcție pentru o perioadă de 30 de zile. În legătură cu această acțiune, Maia Sandu l-a avertizat pe Alexandru Pânzari că riscă închisoare. Domnule Pânzari, sunt sigură că înțelegeți, fiecare acțiune ilegală a dumneavoastră din aceste zile înseamnă ani grei de pușcărie pentru complicitate sau chiar participare la uzurparea puterii de stat. Sunteți gata să vă asumați acest lucru pentru un bandit? Anterior, guvernul Sandu l-a demis pe Alexandru Pânzari din funcția de șef al IGP. Acesta, la rândul său, a spus că pentru el ministrul de interne este Alexandru Jizdan, care este și deputat democrat.